Bună ziua! Vă invit la o incursiune în trecutul Pământului. Astăzi vom vorbi despre formele de viață din era paleozoică. Eonul fanerozoic este format din erele paleozoic, mezozoic și cenozoic. Era paleozoic este formată din perioadele sau epocile cambrian, ordovician, silurian, devonian, carbonifer și permian. Este era cu cea mai mare durată, începând acum 541 de milioane de ani în urmă și durând până la aproximativ 252 de milioane de ani în urmă. Termenul paleozoic provine din limba greacă și înseamnă viață veche. În paleozoic are loc o diversificare majoră a vieții în așa numita explozie cambriană, care constă într-o explozie a animalelor pluricelulare în mediul acvatic. Treptat, formele de viață ocupă suprafețele de uscat. Paleozoicul se extinde de la apariția primelor crustacee în ocean până la apariția pe uscat a gimnospermelor și reptilelor. Evenimentele majore din paleozoic, care privesc condițiile de mediu și formele de viață, au fost. Viața este abundentă în mediul acvatic, dominată de nevertebrate, spongieri trilobiți și graptoliți, moluște, echinoderme, tetrapode, inclusiv cu specii dezvoltate pe substratul marin, care era populat de corali, scoici, melci, cefalopode și specii de alge. În apa mărilor apar primele vertebrate, peștii osoși și placodermi, scorpionii, racii și apoi peștii cartilaginoși și amfibieni. Formele de viață vegetale se extind pe nucleele de uscat, îndeosebi în apropierea litoralului, pe suprafețe mlăștinoase, unde apar exemplare de ferigi din categoria pteridofite. Treptat, apar și forme de viață animală pe uscat, reprezentate de melci la care respirația era pulmonară, insecte și amfibieni. Răspândirea plantelor pe uscat modifică condițiile de mediu, prin scăderea cantității de bioxid de carbon din atmosferă și a valorilor de temperatură, având ca rezultat modificarea condițiilor climatice. Condițiile de viață sunt tot mai bune. Se dezvoltă păduri de ferigi și apar plante lemnoase, din categoria coniferelor, incluse în clasa gimnosperme. Fericile arborescente și arborii cu tulpini columnare au format așa numitele păduri de cărbuni, deoarece, prin extinția vegetației mlăștinoase, au format depozite consistente de cărbuni superiori, huilă și antracit. Formele de viață animală sunt tot mai dezvoltate, fiind reprezentate de insecte cu metamorfoză completă, reptile, cu ouă având coaja calcaroasă. Au loc două extinții în masa formelor de viață. În extinția de la sfârșitul paleozoicului dispar majoritatea animalelor marine și terestre, datorate, probabil, declanșării unor cicluri glaciare intense și a scăderii drastice a nivelului oxigenului atmosferic. Paleozoicul a fost o eră geologică cu schimbări climatice, geologice și evolutive însemnate, chiar dramatice. De reținut, era paleozoică a durat între 541 și 252 de milioane de ani în urmă și este formată din 6 perioade: cambrian, ordovician, silurian, devonian, carbonifer și permian. În mediul acvatic are loc o diversificare majoră a vieții în așa numita explozie cambriană și continuă pe toată durata paleozoicului. Treptat, formele de viață ocupă suprafețele de uscat, mai întâi forme de viață vegetală, ferigi și conifere, urmate apoi de forme de viață animală, melci, insecte, amfibieni și reptile. Condițiile de mediu se modifică, fiind tot mai favorabile formelor de viață. Prin extinția pădurilor de cărbuni, s-au format depozite consistente de cărbuni superiori. La sfârșitul paleozoicului are loc o drastică extinție în masă, când dispar majoritatea animalelor marine și terestre. Paleozoicul se extinde de la apariția primelor crustacee în ocean până la apariția pe uscat a gimnospermelor și reptilelor.
În încheiere, vă invit să urmăriți un film care prezintă în primul plan evoluția vieții în Paleozoic, dar și tectonica plăcilor în planul secund. Vizionare plăcută și pe curând!